E important pentru noi și ca o etapă, dacă se poate spune, de intermediară de pregătire pentru turneul final de campionat mondial din luna decembrie. Din păcate, echipa Norvegiei este bine pregătită, au avut 3 stagii de pregătire, finalizate cu câte 2 jocuri de pregătire, cu Gjøru, cu echipa Spaniei, cu echipa Danemarcei. Noi suntem la prima întâlnire. O să moară de glonț rănit un frate din păduri. Și dacă la izvoare o să plângă cu botul ud de sângele prelins, știu bine, nici o moarte nu o să frângă căprița liniștită cu trup nins, ce clar privește. Parcă înțelege că unul să-i fur taina într-un vers, dar care vers veniva să-mi o lege cum stă oprită în suflet și în mers. Capul mic și fin, lăsat o parte, ciulind ușor urechile de ciudă, pândește. Cum pândește. Nu va fi ușor. Echipa noastră este o echipă tânără. Mai avem 5 jucătoare față de campionatul european de anul trecut din luna decembrie și sunt foarte multe jucătoare tinere fără experiență internațională, dar asta și din fost scopul nostru și sarcina noastră de a face o echipă competitivă pentru 2015-2016 pentru a încerca să ne îndeplinim obiectivul. Moartea nu omoară. Nu atunci când persoană. Albastru șters al cerului de seară, coboară ca să înalte chiparizi, întunecați în care pieziși zburare culmi albi, lungi gene să deschizi. Să vezi într-o grădină cercuită de piatra zidului în trandafiri, cu ochi prea mari și degete subțiri, fecior de împărat cu a lui iubită. În rochi de fir și de mătase verde și cu șalvar de borangic. Formației noastre în această confruntare cu Norvegia. Tinerețea este dorința